Autoritățile locale susțin că ordonanța de urgență pregătită de guvern, care permite intervenția rapidă în localitățile atacate de urși, rezolvă doar parțial această problemă. Președintele Consiliului Județean Covazna susține că ONG-știi n-ar trebui să vegheze asupra urșilor atâta vreme cât animalele sălbatice pun în pericol cu adevărat viețile oamenilor. Și avem în exclusivitate mărturia cutremurătoare a unui bărbat mutilat de urs. Vă avertizez că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Ursul a atacat, când am plecat lângă tufă, el a scos. Și a lovit piciorul meu, când a lovit piciorul meu, a mușcat fața mea. Nu cu lava, cu gura a mușcat. Nici n-am văzut, a lăsat acolo. După aia, când s-a mușcat, a lăsat acolo. Fratele meu a găsit. Erați singur în pădure sau fratele dumneavoastră a venit apoi să vă caute? Cu fratele meu a fost. Și după aia am fost o an jumătate la Spital Târgu Mureș, 6 luni la București, 2 ani am fost la Ungarie și 1 an de la Germania. Numai atât a putut să facă. Eu cred că ar trebui să nu mai vorbească verzii întunecați. Cei care nu au văzut urs în viața lor, au văzut numai în desene animate, să nu mai intervină în această speță, pentru că aici este vorba despre viața oamenilor, despre avuția oamenilor.